În presa locală au apărut mai multe articole în care se vorbea despre faptul că pe posturile cheie din primăria Buzău, rămase vacante după pensionarea funcționarilor, au fost făcute angajări foarte repede și chiar s-ar fi organizat concursuri pentru ocuparea acestor funcții, înainte ca noul primar să fie învestit. Însuși primarul Constantin Toma a lăsat să se înțeleagă acest lucru în cadrul emisiunii Dale Buzoianului la Campus TV. Am senzația la un moment dat, așa și o spun cu amărăciune, că mă duc acolo să stau degeaba, că băieții ăștia au făcut, mi-au aranjat toate posturile și nu mai pot să fac nimic, doar să îi las să mă uit la ei cum conduc acest oraș, adică îl conduc prost. Deci va trebui, pentru că ei ce se întâmplă? Nu credeți că au încălcat legea, dar au făcut lucrurile de așa natură încât foarte greu să mai pot schimba ceva. Voi vedea ce vom face, astfel încât lucrurile să fie așezate pe calea care trebuie, indiferent ce acțiuni au întreprins și vor mai întreprinde acești domni. Sper de mâine să-și dea seama că există un alt primar și o altă conducere la primărie, care este hotărâtă să satisfacă așteptările oamenilor care l-au votat pe Constantin Toma. De partea cealaltă, fostul viceprimar cu atribuții de primar, Fănică Bârlă, a declarat aseară, în cadrul emisiunii Campus Punctul pe ei, că pe aceste funcții au fost delegați temporar funcționari din cadrul primăriei. Despre organizarea concursurilor însă, Fănică Bârlă susține că acestea au fost programate mai târziu, tocmai pentru ca noul primar să se convingă că sunt organizate în litera legii. Din aceste 11 persoane, 6 persoane erau cu funcții importante de conducere. Primăria nu putea să stea fără funcții de conducere. Secretarul primăriei, directorul administrației publice, șeful serviciului resurse umane. Deci nu puteau. V-am dat câteva exemple. Exact. Și atunci, tot Agenția Națională a Funcționarilor Publici mi-a pus la dispoziție pârghia de a da dispoziție de ocupare temporară acestor 11 posturi până la desfășurarea unui concurs. S-a desfășurat. Iar eu am semnat dispoziții de numire temporară pe aceste posturi la persoane calificate și care îndeplineau condițiile și criteriile legii. Am primit pentru toate aceste persoane avizul de interimar, după care am publicat concursurile în Monitor Oficial. Am rugat la Agenția Națională ca cel mai rapid concurs să se desfășoare după iulie, ca primarul care a fost ales să vină să cunoască personalul o lună, două, trei. Deci primul concurs va fi pe 27 iulie și încă două concursuri sunt în august și în septembrie. Primarul Constantin Toma a declarat că va declanșa audit atât în primărie cât și în instituțiile subordonate acesteia pentru a stabili cu exactitate cum stau lucrurile și pentru a descoperi dacă este ceva în neregulă.